Și în timp ce unii români așteaptă cu sufletul la gură ajutorul promis de guvern, alții văd cum visul de a avea propria casă devine tot mai îndepărtat. Prețurile din ce în ce mai mari ale locuințelor, dar și dobânzile care cresc de la o zi la alta, dau peste cap piața imobiliară. Foarte puțini români își mai permit să-și ia o casă pentru că nu se mai încadrează să obțină credite. Cei interesați să-și cumpere o locuință nouă, dar care nu au banii necesari și nici nu se califică pentru un credit bancar, pot apela la rate direct de la dezvoltatori. Dacă aleg această variantă, cumpărătorii au avantajul unei perioade mai scurte a derulării contractului decât în cazul unui împrumut de tip ipotecar și scapă de dobândă. Rata depinde foarte mult de modalitatea de prețul apartamentului pe care clientul ar vrea să-l cumpere, de perioada pe care vrea să facă rata, plus de avansul pe care clientul este dispus să-l ofere. Prețul imobililor noastre pleacă de la 1020 de euro pe metru pătrat, ajungând la o rată de 5 ani la dezvoltator până la 1275 de euro pe metru pătrat. În ultima perioadă, prețurile locuințelor au explodat. Brașovul a urcat mult în topul orașelor cu cele mai scumpe case. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns luna trecută la 1560 de euro pe metru pătrat, cu 258 de euro peste nivelul atins în luna aprilie 2021. Locuințele nou construite costă acum 1643 de euro pe metru pătrat, în timp ce casele mai vechi se pot cumpăra cu 1471 de euro pe metru pătrat. Clujul nu a fost detronat și conduce detașat în topul pieței imobiliare. Prețul mediu pe metru pătrat a depășit 2400 de euro. Recent, acolo a fost scos la vânzare un apartament în valoare de 1,5 milioane de euro. Este vorba despre un penthouse spectaculos de 178 de metri pătrați. Asta după ce un alt penthouse din Cluj s-a dat pentru aproximativ 2 milioane de euro.